Bună ziua și bine ați venit la ediția 2023, am putea spune, a Galei Învățământului Oneștean, deoarece premiem rezultatele obținute în anul școlar 2022-2023. Se află aici în sală elevii care au performat la fazele finale ale concursurilor și olimpiadelor naționale și internaționale organizate sub egida Ministerului Educației. Elevi și profesori care au muncit, care au obținut rezultate deosebite și care astăzi merită recunoștința noastră. Am întârziat un pic cu organizarea acestei gale. Din anumite motive am căutat soluția potrivită pentru a putea premia și elevii și cadrele didactice care au obținut participări la fazele finale, așa cum era prevăzut în hotărârea de Consiliu Local. Această, să spunem, oportunitatea a venit cu ajutorul a doi sponsori, este vorba despre societățile Nevila și Panimon, care împreună au sponsorizat cu peste 60.000 de lei elevii, mai precis au sponsorizat asociațiile părinților de pe lângă școlile din Onești pentru a putea premia participările, cum spuneam, la fazele finale ale concursurilor și olimpiadelor școlare și pentru asta cred că am putea să le mulțumim și să-i felicităm pentru implicare. Înainte de a începe festivitatea de premiere, salutăm prezența în sala doamnei Ana Egarmin, inspector școlar general, pe care aș invita-o pe scenă pentru a ne spune câteva cuvinte. Bună ziua! Bine v-am găsit la un nou moment în care dumneavoastră și noi, cei care ne bucurăm împreună cu dumneavoastră, celebrați, iată, performanța. Este o inițiativă care, în ciuda faptului că are iz tradițional și este bine să rămână așa, pentru că, iată, autoritățile locale din Onești, an de an, au avut grijă cumva să găsească calea firească, legală, dar care să accentueze ideea unui traseu meritoriu pe care școala oneșteană să-l urmeze. Spuneam că este, iată, o oportunitate prin care voi, dragii noștri elevi, dragi copii, dumneavoastră, stimați colegi, stimați părinți și, iată, împreună cu autoritățile locale, găsiți cumva o portiță, zic eu, corectă, din punctul de vedere al managerierii, a ceea ce înseamnă performanța, de la momentele din care copilul mai mic, mai puțin mic, ajunge să înțeleagă că reușita, pentru reușită trebuie efort, că reușita presupune efort, că orice succes, orice diplomă obținută, orice notă sau, eu știu, medie mai mare la un examen sau la un concurs înseamnă, de fapt, seriozitate, înseamnă aplicarea a ceea ce poate nu e atât de atractiv în esență, dar care trebuie făcut, pentru că așa e în viață, facem ce trebuie și nu ceea ce vrem. Dacă ne propunem, noi părinții, în mod sigur, cadre didactice de asemenea și, bineînțeles, și elevii care înțeleg că totul, tot ceea ce presupune reușită, presupune de fapt și efort. Și de aceea faptul că voi, dragi elevi, sunteți astăzi aici pentru a vă fi celebrate și recunoscute, pentru că da, toți avem nevoie de recunoștință în sensul să ni se recunoască efortul, meritele și că suntem, o piesă, sună tehnic și poate nesemnificativ, dar o piesă dintr-un puzzle, un puzzle însemnat, un puzzle care este imaginea învățământului oneștean, un puzzle care arată că
în zilele de astăzi, se fac și lucruri bune în învățământul românesc și nu doar, Doamne ferește, elemente ce țin de bullying sau droguri, în niciun caz. Iată că ceea ce se întâmplă astăzi, da, e un moment de celebrare, de asta l-am numit așa, și este, spuneam, de lăudat inițiativa autorităților locale, de aceea nu pot să îmi doresc decât să o țineți tot așa. Și voi, dragile, și dumneavoastră, dragi părinți, pentru că fi alături de copii în momentele acestea de ușoară tensiune, nu? Când munca presupune și efort de timp și intelectual, când e nevoie și de bănuți pentru deplasare și alte cele. Și bineînțeles, țineți-o tot așa și dumneavoastră, colegii mei, stimate cadre didactice, pentru că atunci când simțim într-adevăr că avem în față un elev cu potențial, corect este să ne mobilizăm și asta ați făcut dumneavoastră și colegii noștri care poate nu sunt aici, da? Dar mai ales dumneavoastră cei care vă însoțiți astăzi, elevii desemnați câștigători, să spunem generic. De asemenea, țineți-o tot așa și dumneavoastră, domnule primar, în sensul, iată, identificării momentelor prin care să ne bucurăm împreună, să recunoaștem, repet, cu toții avem nevoie de recunoaștere, da, și de o formă de motivare venită din exterior de data aceasta, ca să mergem înainte. Succes, Doamne ajută! Mulțumim frumos, doamne inspector! Într-adevăr, multă muncă și după muncă vine și răsplată. Astăzi premiem de asemenea și șefii de promoție de la învățământul gimnazial, dar și acea medie 10 obținută la examenul de capacitate. Pentru a vă explica cum se va desfășura această festivitate, elevii care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile școlare organizate de Ministerul Educației vor primi premierea din partea Primăriei Municipiului Ionești. Aici, în partea stângă, sunt colegele mele pe la care va trebui să treceți, să vă ridicați premiul în bani. În timp ce elevii care au obținut participări vor primi premiul din partea asociațiilor de părinți, premii care, cum spuneam, a fost puse la dispoziție prin binevoința a doi sponsori, Nevila și Panimon, cărora le mulțumim încă o dată. Îl invit alături de mine pe domnul primar Laurențiu Neghină pentru a vă adresa câteva cuvinte. Doamne inspector general, dragi elevi, dragi părinți, dragi profesori, stimați invitați, bine ați venit la acest eveniment de suflet. Spun de suflet, întrucât acest proiect a demarat în anul 2013 la inițiativa mea. De la an la an am încercat să îmbunătățim acest proiect. Un proiect care anul ăsta a avut o tendință de a șchiopăta, întrucât s-a schimbat legislația și din bugetul local n-am mai putut premia participările la olimpiadele naționale și internaționale, drept pentru care am găsit soluții, trebuia să găsesc soluții, era de datoria mea, nu puteam să tai acest drept oarecum câștigat de tinerii meritoși și dascălii care i-au pregătit. Așa cum spunea și Alin mai devreme, doi sponsori au asigurat suma de 60.000 de lei, peste 60.000 de lei, fiecare câte 30.000. Este vorba de societatea Panimon și Nevila. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-l invit pe domnul Mihai Ilie, reprezentantul firmei Panimon, să îi mulțumim pentru gestul făcut. Mulțumesc domnului primar pentru provocare. Mă onorează că am putut face parte la acest proiect. Felicit acești copii minunați, felicit cadrele didactice, domnii și doamnele profesori, felicit părinții și doresc succes
mai departe. Voi sunteți viitorul și viața este o provocare pe care trebuie să o care ne pune la încercare. Vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim firmei Panimon și firmei Nevila, cele care au asigurat premierea acestor elevi cu participări la fazele finale ale olimpiadelor și concursurilor. Vreau și eu să felicit, nu continuăm evenimentul până nu-i felicit pe copii pentru efortul depus. Într-adevăr, meritați tot respectul nostru, sunteți viitorul nostru și trebuie să ne aplecăm. Noi, ca și autorități locale, trebuie să vă recunoaștem și să vă încurajăm pentru ceea ce faceți, pentru efortul depus și să vă mulțumim. Mulțumim domnilor profesori, mulțumim domnilor directori, mulțumim doamnă inspector general că ați onorat invitația noastră și sunteți astăzi alături de noi. Mulțumim, dragi părinți, pentru modul frumos în care vă creșteți și vă educați copiii. Felicitări și succes în continuare! Mulțumim, domnule primar! Vă invit să rămâneți alături de noi pentru festivitatea de primire. Dați-mi mie să... Începem cu școala gimnazială numărul 1 Onești, cei mai buni elevi de acolo, Vintilă Andra Beatrice și Melinte Georgian Eduardo. Cei doi au avut cele mai bune rezultate pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu. Rămâneți pentru o poză, dacă se poate. Felicitări și mulțumim frumos! Pe la colegele mele pentru a vă ridica și premiul. Continuăm. Alin a spus cumva cu premierea, premiile care le acordă primăria, dar nu complet. Premiile care le acordă primăria se dau aici. Aș ruga tot aici să vină reprezentanții asociațiilor să fie în apropiere tot la această masă să ofere premiile. Înțeleg că sunt pregătite și să vină fiecare reprezentant. Mulțumesc! Continuăm școala gimnazială Emil Racoviță, șef de promoție Nistor Luca Mihai. Se pregătește elevul pădurarul Andra Sabina, care a obținut premiul 3 la Olimpiada Națională de Religie Catolică. Profesor Răducu Marinela, profesor îndrumător. Dacă este și... Mulțumim. Școala gimnazială Ghiță Mocanu, șef de promoție Anastasia Purcaru. Diplomă de excelență se acordă elevului bolocan Georgia Ioana pentru participarea la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Profesor îndrumător Folea Patriu Eugenia Claudia. Premierea va fi făcută de reprezentantul Asociației Părinților, doamna Irina Andronache.
Școala gimnazială George Călinescu, premiul se acordă, premiul de excelentă elevului Hozoi Gabriel Ionuț, îndrumător profesor Micu Ionuț Marius. Rezultate deosebite la Olimpiada de Geografie. Cred că am rătăcit diploma șefului de promoție, vom reveni cu ea. Vom face să ajungă diploma astăzi neapărat la acest elev. Imediat aflăm și numele. Secară Ilinca. Trebuie să fie și diploma, cred. Din păcate, cred că s-a rătăcit aici, dar astăzi va... Școala Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, elevi cu cele mai bune rezultate, Strejerul Ștefan, Mâță Gheorghe Nicolae, Popa Eliza, Rângheanu Olivia Teodora, Sandu Maria și Iacob Victor Nicolae. De asemenea, se acordă diplomă de excelență elevului Andraș Mihaela Antonia pentru participarea la Olimpiada Națională a Sportului Școlar Șah, îndrumător profesor Teodoru Octavian. Premierea va fi făcută din partea Asociației Părinților Scripcaru Cristian. Liceul Tehnologic Fericitul Ieremia, se acordă diplomă de excelență elevii Santu Butucaru Selina Carina pentru mențiunea obținută la Olimpiada de Religie Studiu Biblic. Profesor îndrumător Scripcaru Monica, ajungantii să vină elevii, după care chemăm și cadrele didactice. Participare au obținut elevii Crețu Alexia Maria, Palint Andreea Veronica și Bogian Sânziana Ștefania. Profesor îndrumător Scripcaru Monica,
Băcaru Ciprian și Apostu Violeta. Eleva lipsește, motivată, este studentă. Clubul sportiv școlar Onești, diplomă de excelență elevei Ionașcu Alexandra, premiul întâi la Olimpiada Sportului Școlar la judo. Antrenor Badea Valentin. Mulțumim și pentru că s-a găsit. O invităm înapoi pe Ilinca pentru a primi diploma. S-a lipit de o altă diplomă. Scuzele de rigoare, bineînțeles. Era pregătită, doar că se lipise de o altă diplomă. Continuăm cu Liceul Tehnologic Dacia, diplomă se acordă elevei Jugaru Ștefan, elevului. Îndrumători profesori Schreier Robert și Burdușel Nicu, pentru mențiune la Olimpiada Națională, area curriculară, tehnologii, domeniul mecanică. Liceul cu program sportiv Nadia Comăneci Onești, chiper cojocaru Adelina Violeta și chiper Diana Elena. Participări la Olimpiada de pregătire sportivă teoretică. Totodată, eleva cojocaru Adelina Violeta este șeful de promoție. Chiper Ioana și chiper Diana Elena. Elevele care au obținut participări la Olimpiada de pregătire sportivă teoretică. Îndrumător profesor Nistor Aurica. Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Onești, avem o mențiune pentru elevul Balint Bogdan. Mențiune la Olimpiada Discipline Tehnice Protecția Mediului,
Și un premiul 3 la concursul național de chimie Petru Poni, concursul de chimie pentru ursul Celin Ioana. Participare la concursul național de chimie pentru Grecu Mateia Ștefania. Premierea pentru această distinție va fi oferită de doamna Rebecca Carmen de la Asociația Părinților Responsabili pentru Viitor. Felicităm și cadrele didactice Bucă Mihaela, Pantelimon Delia și Mitrofan Cristina. Colegiul Național Grigore Moisil Onești. Diplomă de excelență elevei Costea Ana Dora pentru mențiunea obținută la Olimpiada de Limbă Franceză. Îndrumător profesor Loredana Hanganu, aș ruga doamna profesor să vină un picuț mai târziu alături de celelalte cadre didactice. Continuăm cu elevii Socaciu Beniamin, Colegiul Național Grigore Moisil, participare la Olimpiada de Geografie, aceeași competiție pentru și aceeași distinție pentru elevul Chiriac Sabin. Elevul Pascu Victor, diplomă pentru participarea la faza internațională a Olimpiadei de Informatică Aplicată ACADNET. Îndrumător profesor Elena Carmen Melinte, la fel aș ruga cadrele didactice să vină un picuț mai târziu. Elevul Neagu Vasile Florinel pentru performanțele obținute la Olimpiada de Informatică Aplicată. Anton Mara Alexandra, Olimpiada de Limba Engleză. Cojocaru Ștefana pentru rezultatul obținut la Olimpiada de Religie Ortodoxă. Pacalu Miruna Maria pentru Olimpiada de Sociologie, Socio-umane Psihologie. Pușcașu Alexandru, Olimpiada de Tehnologie a Informației. Capăt Sara Alexia, Olimpiada Națională de Limbi Clasice, Limba Latină. Feru Maria pentru Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Atletism Cross. Ceangău Rareș Iulian, Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat. Și elevul Cristian Victor Gabriel, aceeași olimpiadă de argumentare, dezbatere și gândire critică, Tinerii Dezbat. Pușcașul Pascu
Pușcașul Alexandru, Pascu Victor, Chiriac Sabin sunt studenți, înțeleg, nu? Atunci invităm cadre didactice, Loredana Hanganu. Mihailă Aurel Adrian. Domnul profesor va reprezenta și Asociația Părinților care premiază elevii cu participări. Melinte Elena Carmen. Cristina Lăcrămioara Buzatu. Doamna profesor Mariana Berețchi. Domnului Constantin Cornel Jupenski. Doamnei Cristina Romandaș. Doamna profesor Maria Cercel. Doamna Ana Maria Chelaru. Și doamne profesor Matei Cristina. Și domnul profesor Mihailă să ia și diplomele celorlalți elevi care nu au putut fi prezenți astăzi. Felicitări și mulțumim și mult succes anul viitor, sau acest an de fapt. Și încheiem, sau nu încheiem, de fapt că o să mai avem de premiat Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, diplomă de excelență, media 10 la examenul de evaluare națională, elevei Hanganu Ariadna. De asemenea, eleva Hanganu Ariadna este și șeful de promoție al de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir la gimnaziu. Cornea Nicoleta Viviana, premiu special Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească, îndrumători profesori Mitroiu, Elena Adina, Mâșu, Olga, Roxana. La fel vom proceda și aici, cadre didactice vor veni după ce vor fi nominalizați toți elevii. Diplomă de excelență elevei Hanganu Ariadna pentru premiul 3 la Olimpiada de Fizică. Negureanu Alexandru Paul, premiul 3 la Olimpiada de Chimie. Și de asemenea, Paul are și o mențiune la Olimpiada de Științe pentru juniori. Paul Alexandru Negureanu nu este. Okay. Palade Alexandru Nicolae, mențiune la Olimpiada de Tehnologie a Informației. Andrișca Justin Alex, mențiune la Olimpiada de Religie.
Pinei Anastasia, locul întâi la Olimpiada de Limbi Romanice, limba rusă. Am dat, Andrișcă? Moraru Jacqueline Eme, pentru mențiune obținută la Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate Românească. Ioniță Bianca Maria, mențiune la Olimpiada de Limbi Romanice, limba italiană. Premierea elevilor cu participări și, bineînțeles, a cadrelor didactice va fi făcută de către doamna Ana Maria Gogo de la Asociația Studium Cantemir. Buceacă Beatrice Ivana, participarea la Olimpiada Clasice Limba Latină. Marcu Andreea Teodora, Olimpiada de Limbi Clasice Limba Latină. Negureanul Paul Alexandru, cum spuneam, are și o participare la Olimpiada de Fizică. Ilie Natalia, Olimpiada de Istorie. Bolocan Maria Ruxandra, Olimpiada Interdisciplinară, Cultură și Spiritualitate Românească. Popa Ștefan, Olimpiada de Matematică. Toader Bogdan Filip, Olimpiada de Limba Engleză. Demșa Flavia Ștefana, Olimpiada de Limbi Romanice, Limba Italiană. Luncanu Ștefania, Olimpiada de Religie Ortodoxă. Ioan Ana Maria, Olimpiada de Biologie. Badan Ana Maria, Olimpiada de Limbi Romanice, Limba Spaniolă. Pușcalău Călin Andrei, pentru participare la Olimpiada de Fizică și Olimpiada de Astronomie și Astrofizică. Plutașu Victor Ovidiu, pentru participare la Olimpiada de Istorie. Ursu Alexandru Nicolae, pentru participarea la Olimpiada de Creativitate Științifică. Paula Giuri, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, secțiunea șah. Moraru Elena, Olimpiada de Socio-umane. Bucur Ana Maria, Olimpiada de Limbi Clasice, Limba Latină. Puteți să mergeți și în celălalt capăt, să veniți mai în față, să facem două rânduri. Udrea Rareș Gabriel, Olimpiada de Creativitate Științifică. Și Andrieș Alexandru Cristian, Olimpiada Interdisciplinară, Cultură și Spiritualitate Românească.
Invităm acum și cadrele didactice, doamna profesor Mitroiu Elena Adina. Doamna profesor Basoc Lenuța. Domnul profesor Râmnicianu Ionel. Doamna profesor Mocanu Cristina. Doamna profesor Tangadiana. Doamna profesor Mâșu Olga Roxana. Profesor Cosma Alina. Profesor Cautiș Petrică. Profesor Cercel Maria. Profesor Romandaș Bogdan. Profesor Mutoiu Lăcrămioara. Profesor Badea Emil. Profesor Olaru Ioana. Rafaela Camelia. Profesor Dobrota Costin. Profesor Onofrei Luminița Cristina. Profesor Panfil Otilia. Profesor Sava Oancea Adrian. Profesor Sticlaru Dana Cerasela. Profesor Blănaru Florin Robert. Și profesor Negoiță Elena. Și pentru că suntem tot la Colegiul Dimitrie Cantemir, avem un premiu special oferit Clubului de Robotică. Știm de ce?
pentru un premiul deosebit, rezultatul excepțional obținut recent la turneul de ligă al First Tech Challenge România. Felicitări profesorilor, copiilor care fac parte din acest club. Un premiu oferit tot de sponsorii Nevila și Panimon. Mulțumim frumos! Aceasta a fost ultima premiere, să spunem, a elevilor care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2022-2023. Dar vești bune sunt pentru anul școlar 2023-2024, cred. Da, încă o dată felicitări tuturor premianților și cadrelor care i-au pregătit. Îmi doresc anul viitor să ne vedem într-o formulă mult mai mare. Noi ca și autorități locale suntem pregătiți să asigurăm premiile, oricât ar fi ele de multe. Îmi doresc să fie cât mai multe premii, fie din bugetul local, fie din sponsori. Nimeni nu va rămâne nerecompensat pentru eforturile depuse. Încă o dată felicitări și mult succes în activitate! Și mai vreau să vă mulțumesc că am remarcat, deși nu am făcut apel la începutul evenimentului, că toți au rămas să-și aplaude colegii după ce au primit premiile. Încă o dată respect pentru educația primită și pentru gestul care l-ați făcut. Mulțumim domnului primar, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi elevi, stimați profesori, pentru participarea la această ediție a Galei Învățământului Oneștean. Mâine, tot de la ora 10, vom premia rezultatele obținute de sportivii oneșteni la concursuri și olimpiade naționale și internaționale. Și acolo vom avea premii importante, peste 100.000 de lei cumulat pentru acești sportivi. Felicitări tuturor! Cu aceasta încheiem festivitatea de astăzi. O zi bună! Încă o dată, felicitări! Numai bine!